La 34 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, la Crucea Eroilor Neamului din fața Palatului Culturii, a avut loc o ceremonie militară și religioasă organizată cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România și a Zilei Victoriei Revoluției Române. În discursurile lor, oficialitățile locale i-au omagiat pe cei care și-au pierdut viața ori au fost răniți în confruntările de atunci. Trecerea timpului nu poate șterge cu buretele memoria celor care au luptat pentru libertatea de care ne bucurăm astăzi. Revoluția din 1989 a însemnat un pas către evoluție, iar istoria ne spune că ea a început la Iași. Pentru a marca memoria celor care și-au dat viața la Iași, a fost organizată o ceremonie în fața Palatului Culturii. Deja suntem la 34 de ani de la momentul 1989 și putem să lăsăm evenimentul să vorbească prin glasul istoricului. Și profesorul Clivetti a demonstrat cât se poate de științific că în 1989 a fost revoluție, dar urmată de o lovitură de stat. Cei care au fost prezenți în acele momente spun că istoria României s-a schimbat complet în doar câteva zile. Disputa dacă a fost revoluție sau lovitură de stat. Și pentru că suntem în Iași, vreau să vă spun următorul lucru. 22 până pe 9 ianuarie, deci dumneavoastră și cei care o să ne asculte or să înțeleagă, dacă au fost interesați de fenomen, au condus revoluționarii acest municipiu și acest județ. Nu au existat nicio interferență. Singura interferență care s-a încercat, dar n-a fost finalizată, a fost din partea armatei. Revoluția m-a prins în casă, cu copiii și cu preotul care făcea slujba de ajunul Crăciunului. Am ajuns în centru cu mai mulți vecini, pe bulevardul principal de la librăria Junimea, unde a fost o acțiune nu prea lăudabilă, în sensul că s-au spart geamurile și s-au scos acele cărți cu Ceaușescu, fost aruncate în stradă. După care am ajuns la Casa Pătrată, într-un grup foarte mare de persoane, cred că eram câteva sute, aș putea spune, mii nu erau, dar sute eram. La finalul ceremoniei militare, oficialitățile au depus mai multe coroane în semn de recunoștință față de victimele comunismului.